Sunt pacienți de fiecare dată când există câte o dezbatere legată de această temă a șpăgii de spitale. Sunt pacienți care comentează, sunt oameni care comentează sub anonimat sau asumându-și comentariul respectiv, cu nume și prenume, și spun că au dat șpagă. Sau spun că știu cazuri de oameni care au dat șpagă. Sau spun că știu cazuri de oameni cărora li s-a cerut bani pentru a li se aplica un tratament sau pentru a li se pune un diagnostic. Chestiunile astea sunt extrem de serioase. Și noi nu facem altceva decât să fim mințiți în continuare și câteodată nu avem puterea să reacționăm, pentru că, la nivelul conducerii Consiliului Județean, ni se spune că așa ceva nu există, că nu există nicio reclamație, adică n-a venit nimeni să reclame chestiunea asta, că conducerea spitalului a purtat discuții cu pacienții și toți sunt foarte mulțumiți la externarea din spital și nimeni nu are nimic de reclamat. Adică suntem într-o zonă în asta în care, practic, băgăm totul nou sub preș. Noi nu vrem să acceptăm realitatea. Realitatea este că în Spitalul Județean se dă șpagă. Nu spun că toți medicii cer, nu spun că toți medicii sunt medici cărora li s-a oferit posibilitatea și au refuzat. Deci sunt categorii de oameni care își fac profesia cu demnitate și fără niciun fel de pretenție din partea pacienților. Dar fenomenul există în continuare și președintele Consiliului Județean, din păcate, nu ia nici o măsură. Ceea ce este o problemă. Și cer pe această cale să se implice și să nu mai lase Brăila să rămână pe locurile codași în toate clasamentele sau în top 3 clasamentul rușinii, la toate categoriile de servicii pe care le gestionează și care sunt analizate la nivel național în comparație cu alte județe. Nu mai există, nu există nicio categorie la care noi să fim premiați.